Sărbătoare de zile mari în comuna Gogoșu. În perioada 1-3 iulie, cetățenii din zonă și nu numai vor avea parte de un eveniment unic în județul Mehedinți. Primarul Jean Rogoveanu, alături de consilierii locali, au pregătit surprize inedite pentru toate vârstele. Cetățenii din Gogoșu vor petrece cu fast zilele comunei, care se anunță a fi evenimentul anului. Administrația locală va aduce nu mai puțin de 17 artiști, care mai de care mai renumiți, pentru a cânta pentru locuitorii acestei zone de ziua lor. În ultimii ani, având la cârmă un primar popular și respectat de comunitate, dar și o echipă a Consiliului Local omogenă aflată în slujba cetățenilor, comuna Gogoșu trece printr-un amplu proces de dezvoltare. Jean Rogoveanu a rezolvat toate problemele comunității pe care o conduce, dar nu a uitat de bunăstarea oamenilor și a dorit să le ofere un eveniment de neuitat. Fiind un om implicat și un bun profesionist, primarul Jean Rogoveanu, alături de consilierii locali, au făcut toate demersurile pentru ca acest eveniment să fie unul reușit, iar oamenii, indiferent de vârstă, să se distreze pe cinste, să se bucure de o zi de sărbătoare numai a lor, voie bună și distracție. Zilele comunei Gogoșu au fost programate să aibă loc între 1 și 3 iulie, iar programul artistic va fi prezentat chiar de Liviu Vârciu și de Roxana Pașniuc. Printre cunoscuții interpreți vor urca pe scenă Antonia, Loredana Groza, Teo Rus, Dorian Popa, Luis Gabriel, Emilia Dorobanțu și Florian Rus. De asemenea, cei care vor dori vor avea un loc unde vor putea degusta preparate tradiționale și nu va lipsi nici locul amenajat special pentru copii. Cu micul mare, cu toții sunteți așteptați la un eveniment de zile mari care va scrie istorie în comuna Gogoșu.